După alegerile terminate nedecis, Gheorghe Tătărescu își dă demisia chiar înainte de anul nou, la 28 decembrie. Regele se oprește la Partidul Național Creștin, condus de Octavian Goga, care obținuse numai 9,2%. Nici liberalii cu aproape 36% și nici țărăniștii cu ceva peste 20% nu puteau forma un guvern stabil. Gheorghe Tătărescu nu dorește să continue ca prim-ministru. PNC nu intră în calculele regelui din cauza ostilității față de el a lui Iuliu Maniu. Pe locul 3 se plasase neașteptat extrema net împotriva legionarilor. Orientarea sa spre Franța și Anglia era intactă în ciuda ascensiunii Germaniei. Carol nu era de acord nici cu metodele violente și nici cu antisemitismul mișcării. Legionarii se declarau anticarliști, atingând mereu subiectul sensibil pentru rege al amantei sale de origine evreiască, Elena Lupescu. Soluția aleasă de Carol a fost să-l desemneze pe Goga, aliat cu liderul naționalist Ace Cuza de la Iași, să formeze un guvern minoritar. Cei doi, lideri de drept,